Ce ne păcălim unul pe altul? Păi cum să nu fie? Păi care au fost ieri, care au fost alaltă ieri? Nu sunt ca nu venirea, azi că știu răgă asta. Doamne, îi pusărăm un ce am știut, domnul? Ce să știi astăzi? Știu răgă că nu e educator. Totul se întâmplă la Slivilești, în județul Gorj. 19 copii de grădiniță împart două sedii aflate la peste 10 km unul de celălalt, dar și o singură educatoare. Drept urmare, cei mici trebuie să vină la grădiniță în mod alternativ, câte o săptămână, cealaltă urmând să rămână acasă. Un părinte a venit cu ideea ca preșcolarii să fie supravegheați prin rotație de una dintre mămici. Primarul din localitate nu a fost însă de acord, iar astăzi a mers la grădiniță să vadă care este situația. Au stabilit că în fiecare zi să rămână o mămică cu acești copii pe timpul orelor de program, respectiv de la 8 la 12. În această dimineață probabil s-au speriat sau de către dumneavoastră, de către mine și au hotărât să majoritatea să rămână acasă sau să stea în bănci cu colegilor mai mari. Atât părinții cât și cadrele didactice au infirmat că s-ar întâmpla așa ceva. Ați avut impresia că vin copii la grădiniță sau nu am înțeles? Da, am și în această săptămână copiii nu vin la grădiniță? Nu vin la grădiniță, nu. Și ce fac? Stau acasă? Stau acasă. Vine momentul în care vine doamna educatoare. Și asta pentru că așa a vrut domnul primar. Sunt mamele educatoare, înțeleg că-i supravegheată. Hai, educatoare. Înțeleg că mămicile sunt, rămân cu ei în clasă să-i supravegheze. Care mămici? Băi, da. Copiilor de la grădiniță. Arătați-mi copii și mămici. O săptămână la o grădiniță și săptămâna cealaltă la grădinița cealaltă. Și copiii stau acasă în timp? În săptămâna aceea la grădinița Slivești, când funcționează Miculești, vor sta acasă și invers. Este pentru prima dată când se întâmplă? Pentru prima dată când se întâmplă la noi în comună acest aspect. Aceștia sunt însă contraziși de șoferul microbuzului și de alți părinți care au auzit de această întâmplare. S-a auzit acum un coal, dar până acum a fost în permanență grădinița. Ce s-a auzit? Că o săptămână la Micuri și o săptămână aici, dar nu știu dacă s-a pus în practică așa ceva. În dimineața asta ți-a dus copii de grădiniță aici? Da. Știți câți? Nu știu câți. Educatoarea celor mici spune că ar fi de acord să cumuleze cele două clase, însă se gândește la preșcolari, care ar trebui să fie treziți mult prea de dimineață. Această metodă este aplicată de când copiii au început să dispară, nu mai sunt copii. Deci asta e ce știu, asta nu vă pot spune. La Slivilești noi știm că ar mai rămâne și părinții cu ei pentru că nu au... Domnișoară dragă, eu sunt la Miculești. Nu pot să vorbesc eu de la Slivilești. Dar nici n-ați auzit lucrurile? Nu. Păi dacă sunt de aici, n-am cum să aud. Conducerea inspectoratului școlar nu vede nicio problemă ca preșcolarii să vină alternativ la grădiniță și asta pentru că învățământul preșcolar nu este obligatoriu.